Servus. Nu aplaudați degeaba, n-am adus nimic de mâncare. Întotdeauna când vin în București, lumea mă întreabă dacă am slănină și țuică în portbagaj, de obicei am. Mi-am făcut niște fițuici, pentru că în afară de rețete nu reușesc să țin minte nimic. Și o să mă uit cu voia dumneavoastră pe ele din când în când. Așa cum ți-a spus deja, eu sunt din Brașov și de când mă știu, chiar de când mă știu, fac lucrurile altfel, mă îmbrac așa cum cred, după cum vedeți, gătesc cum simt, vorbesc destul de liber, uneori prea liber și râd tare, așa cum am și scris într-un text care a plăcut multora, râd ca proasta, știți că așa se zice la noi când râd tare. Ce e de reținut, înainte să vă vorbesc cele câteva minute pe care le-am alocat, e că sunt două lucruri foarte importante. Că niciodată nu mă refer la omul din față când spun ce e de făcut, ci întotdeauna mă folosesc pe mine drept exemplu. Deci mă refer la propria persoană, pentru că nu găsesc niciun folos să analizez și să dau sfaturi altora pe experiențele lor. Și doi, toată lumea zice că să faci extra miles înseamnă să ieși din zona ta de confort, dar mai degrabă cred că e înseamnă să intri în zona altuia de confort și să-l faci să se simtă bine. Asta înseamnă extra miles. După cum ați auzit, acum 22 de ani, după ce am terminat Facultatea de Jurnalism și Relații Publice, pentru că vin dintr-o familie de jurnaliști, m-am gândit să mă fac bucătar. Nu m-am gândit, dar pe vremea aia, mă rog, ce aveam noi nu-mi plăcea și atunci am dat la o parte și am intrat eu în bucătărie. Și bistroul ăsta a fost și este și acum un pic înaintea timpurilor. Adică lucrurile s-au întâmplat, aproape tot ce se întâmpla și se întâmplă acolo e înaintea timpurilor și e un pic altfel. Și oamenii cu care lucrez sunt obișnuiți, săracii, că trebuie să se tot aștepte la lucru. Și asta cu pionieratul e un lucru care unora li se pare greu, mie mi s-a părut mereu ușor. Practic ce înseamnă este că mergi înaintea altora și e ca și cum ai fi într-o junglă, așa, și tu faci curat, da? Tai cu maceta lianele și creezi un drum și din când în când te uiți în spate și le spui, haideți, e safe, puteți să călcați și voi aici. Și oamenii apreciază foarte tare asta, pentru că de-a lungul timpului am văzut că încet, încet vin pe urmele noastre ale bistroului sau, mă rog, ce mai fac eu, vin și alții cu curaj. Se vede asta în Brașov, se vede foarte tare. Aici trebuie să mă lăsați să citesc că ceva așa de complicat de nu știu că să mă exprim bine. Știți că sunt două tipuri de frică. E aia cu care te naști și cea pe care o înveți. Asta născută e indusă fără să aveți o experiență anterioară. Și mă rog, dacă l-ascultați pe Paul Olteanu de la Mind Architect, probabil că știți deja toată povestea. Și pentru stocarea amintirilor, întotdeauna e responsabil cortexul senzorial uman. Asta este iar un pic de neuroștiință. Și vă sfătuiesc să ascultați și să citiți neuroștiință ca să vă înțelegeți. Cum se întâmplă asta? O experiență neplăcută, da? Faptul că faci ceva și familia, școala, societatea te, mă rog, faci ceva ce ei nu agrează, îți creează așa niște emoții, nu-ți mai vine, îți vine să te pierzi în societate și să rămâi undeva jos, doar ca să nu suferi emoțiile pe care respingerea asta ți le generează. Și presupun că știți despre ce vorbesc. Dar oricum, indiferent care din fricile astea două vă domină, trebuie să înțelegeți foarte clar că emoțiile celor din jur nu sunt ale voastre. Eu am
Fratele meu zice că n-am nici empatie, nici compasiune. Și, mă rog, el săracul știe cel mai bine. Și, dar eu chiar așa tratez lucrurile. Dacă ție nu-ți place ce fac eu, ție nu-ți place ce fac eu. Mie poate că îmi place. Nu vorbim de cazuri extreme în care faci ceva rău, evident. Și noi ne naștem curajoși și deschiși. Copiii știți că leagă prietenii și dezleagă prietenii foarte repede, le refac, uită. Și nu, ei sunt un foarte bun exemplu despre cum plecăm noi de fapt în viață. Așa plecăm. Și o să vă spun două, sau măcar una, o poveste cu o fetiță care a venit într-un club de adulți. Eram pe barcă la sailing și a zis, eu nu am chiloți pe mine. Și ăștia s-au întors toți și au zis, Doamne, nu-i voie să zice așa. Și a zis, de ce? Că nici mami nu are. Și, mă rog, lucrurile s-au terminat cu râsete. Mai am așa multe povești, sigur că aveți și voi cu copiii din jurul vostru. Am foarte multe cu nepoatele mele, mama lor e aici. Și, mă rog, n-aș putea să povestesc, de exemplu, cum Eva mică s-a plecat la stomatolog și s-a scărpinat prin picior și a zis, of, urecii ăștia. Deci, exemplele nu sunt ca să vă comportați așa ca maimuțele în societate, că ei, că nu știu, dar de aici plecăm, aici ajungem. Unde nu mai putem și nu mai spunem nimic și nu ne mai manifestăm de groază că cineva o să ne spună să facem liniște. Pentru că ni se pun la un moment dat garduri, da, ni le pune școala, ni le pun părinții, ni le pun vecinii, ne mai punem și noi și unii dintre voi nu le puteți sări sau ocoli și uite, de asta am venit noi aici, care am venit să vă arătăm cum să le dărâmați, de fapt. Și să vă spunem că pot fi dărâmate, fără griji. Dacă ne întoarcem la bistro și la ce se întâmplă acolo, prima dată când am pus în farfurie mațe de oaie fripte, acum 22 de ani, vă dați seama că a fost o chestie îngrozitoare, adică mi s-a spus să nu mai faci asta niciodată, e ceva scârbos și acum știți că e chiar la modă să mănânci lucruri din astea. Când mi-am făcut primul tatuaj acum 20 de ani, mi-au spus, nu numai pușcăria și iau tatuaje. Și în clasa nouă m-am întors cheală, nu mai știu din ce motiv, m-am întors cheală și au vrut să mă dezmatriculez. Asta se întâmplă și acum nu știu dacă lucrurile s-au mai relaxat, pentru că eu nu acumulez și nici nu mă interesează în mare parte ce zice lumea. Dar când faci ceva foarte diferit sau foarte nou, oamenii din jur simt că ei nu ar putea să facă asta. Asta e tot. Și atunci proiectează asupra voastră. Dacă îi ascultați cu atenție, ei nu o să spună mai niciodată nu fa asta. Ei spun, doamne, eu nu aș putea să fac asta niciodată. Și eu zic, asta e exact treaba ta. Contează ce pot face eu și ce aș vrea să fac eu în limitele bunului simț, evident. Și atunci ar fi bine să vă întrebați mereu, trebuie să stau pe ăsta roșu așa, întrebați-vă mereu dacă ce faceți sau ce ați vrea să faceți vă place și vă face fericit și faceți, adică nu ezitați. Eram, printre multele întâmplări de la bistro, am zis că o să scriu o carte după ce închid bistroul ăla, ce aș fi scris dacă n-aș fi făcut bistroul, dar una dintre ele e că ștergeam la Budă pe jos mizeria și a intrat o doamnă și aproape că mă călca pe mâini și a zis, Doamne, dar zice, la nivelul tău să faci asta și am râs pentru că știți ce, să faci extra miles înseamnă să poți să pendulezi așa cu grație între șters pe jos la Budă, gătit fleuri pentru bogați, da? Că mai mergem și mai gătim, să stai la masă cu cerșători în bistro sau să faci orice altceva ce dorești să faci în clipa aia. Deci nu este nicio regulă, pur și simplu, uite, să iei tu pe scenă. Poți să faci asta și după aceea să mergi să faci parola la Buddha. Nu e nicio, n-are nicio legătură. Oamenii normali și oamenii foarte mari pe care îi cunoaște și așa, sunt oameni care nu au problema asta. Adică oricât de sus ajungi, poți să fii la fel de între oameni.
După 22 de ani de socializat, cărciumarii sunt niște oameni foarte abuzați social, să știți, pentru că trebuie să fii foarte practicos tot timpul și foarte prezent. Și după atâția ani de socializare, multă vreme nici n-am avut chef să fac live cooking sau să mă sui pe scenă, până în momentul în care mi-am dat seama că sunt oameni care ar vrea să mă cunoască, de fapt, dincolo de geamul de sticlă al bucătăriei, și să aud de ce am de spus. Și am depășit brusc, nu era o teamă, dar e cumva așa o oboseală din asta socială. Și am început să fac asta cu lejeritate. Dacă lăsați judecata publică să vă sufoce creativitatea și libertatea, o să deveniți un pic frustrați și triști. De exemplu, eu nu sunt bucătar de fine dining. Deși așa sunt privită, eu fac niște tocănuri și niște ciorbe foarte bune. Și da, pot să le pun porții mai mici să apară că-s fine dining, dar gătesc că asta e pe cinstită. Plătiți mai mult, mai puțin și aia e. Dar lucrez foarte mult cu bucătari de fine dining din România, care mă târie prin toate conacele așa, și nu am nicio problemă să lucrez cu ei. Da? Eu învăț de la ei, ei învață de la mine și în felul ăsta ieșim și noi și ei din monotonie și ne stimulăm creativitatea și facem așa un schimb de idei foarte bun. Pare că nu aș avea ce să caut acolo și m-am gândit și eu odată la asta, dar de fapt mi-e chiar de folos și mie și lor. Că mai învăț să facă mâncare. De obicei sunt responsabilă la astea cu făcutul mâncărurilor de prânz mai mult, pentru că na, îmi face un paprikaș. Prin urmare, o să vă rog să ascultați filtrat ce zice societatea, familia, vecinii, știți ce o să zică vecinii. Mi-au zis să nu vorbesc curând, deci nu pot să zic decât foarte, foarte filtrate. Și să luați de acolo ce vă ajută și ce știți că e bun. Că, na, câteodată, într-adevăr, poate zic lucruri interesante. Rar, dar mai zic. Mama mea avea o vorbă și mi-a zis-o toată viața, că nu mai lăsa oamenii care te țin de haină să te țină de haină, să-ți dea drumul. Pentru că, n-ai cum, nici nu poți să-i târâi după tine. Na, se ești apropodit și oricum nu poți să-i salvezi. Asta cu salvatul tuturor e o utopie. Și du-te înainte, că altfel o să rămâi tot acolo agățată de haină. Ce spun foarte des și puțină lume crede, este că eu pot să stau singură cu mine zile întregi. Doamne, ajută, dar nu prea apuc. Dar pot să stau. Deci, efectiv, n-am nicio problemă, pentru că noi ne înțelegem foarte bine. Așa? Și chiar suntem de acord. Și nu... N-avem nicio dramă. Așa că, dacă puteți voi face asta și nu vă e groază că în capul vostru o să se audă gândurile altora și că o să vă ia din resurse, puteți oricând să faceți extra mars. Asta a fost, dacă vreți, o rețetă.